Stimați colegi, doamnelor și domnilor, suntem în vizita de la Râșcani a prim-ministrului Dorin Recean. Domnule prim-ministru, ați vizitat mai multe localități, dacă ați putea să ne povestiți despre rezultatele acestei vizite și discuțiile pe care le-ați purtat. Ca și în fiecare săptămână, vin în raion, în mediul rural, să vedem cum funcționează serviciile publice, care sunt problemele cetățenilor și care sunt problemele mediului de afacere. Am început vizita la Corlădeni, este un sat foarte activ, cu un primar foarte activ și am înțeles că au mai multe proiecte la care au apelat. Cel pe care l-am vizitat astăzi se referă la construcția unui teren de tenis mare. Acest proiect este important în mod special pentru tineri și mai ales pentru doi tineri care vor să practice tenisul din punct de vedere profesionist. Ei au fost nevoiți să abandoneze pentru că nu puteau să meargă tocmai la bălți să facă antrenamentele. Iată că în sfârșit pot să o facă acasă. Este o inspirație și pentru mulți alți tineri care la fel vor să facă sport și vor să facă tenis. Am observat acolo și copilași mai mici. La fel ne-am întâlnit acolo cu comunitatea și am discutat despre problemele cetățenilor, în mod special în ceea ce privește din domeniul educației. Încă o dată, mă bucur că este o comunitate foarte activă la Corlăteni împreună cu administrația publică locală și cu domnul primar, care sunt constant în căutare de proiecte și ei le realizează. La Râșcani am mers și m-am întâlnit la Consiliul Raional împreună cu serviciile desconcentrate și cu primarii și cu responsabilii din teritoriu. Acolo am discutat din nou despre cum trebuie noi să ne organizăm lucrul, să ne coordonăm. Administrația publică centrală, administrația publică locală, serviciile desconcentrate. Am observat care sunt problemele și aici la Râșcani sunt suficiente probleme legate în mod special de utilizarea spațiilor care fac parte din sistemul protejat al râului Prut. Am observat această, lipsă de coordonare între apele Moldovei, apele Inspecția Mediului și așa mai departe. Săptămâna viitoare vom avea o ședință și aceste probleme vor fi clarificate și obiectivul este ca plajele să poată să fie utilizate eficient și plăcut pentru cetățeni. Și administrația publică locală, mediul de afaceri locală să poată și să beneficieze, să încaseze bani pentru servicii turistice. La Gălășeni am vizitat un antreprenor, m-a bucurat foarte mult, dincolo de foarte multe probleme pe care le întâmpină și le-am discutat, dar Ion este foarte încrezător în viitor. Anul trecut, chiar cu toate dificultățile pe aproximativ 140 de hectare, care toate au fost cultivate cu cerealiere, Ion a reușit să fie profitabil. Are așteptări foarte mari de la acest an, chiar dacă acum prețurile în sezon sunt mai mici, dar vom depăși această perioadă și respectiv așteptările lui sunt pozitive. Am vorbit despre experiența lui cu programele de subvenționare. Așteaptă să poată să beneficieze de programul 373, în mod special că una din constrângerile pe care le-a menționat a fost necesitatea de prezentare a unui gaj suplimentar, respectiv produsul complementar programului 373 de subvenționare a dobânzilor, este anume garantarea creditului, ceea ce îi permite să-și mărească plafonul de creditare fără să aibă gaj suplimentar. Am venit aici la Costești să văd în practică cum ineficiența instituțiilor și colaborarea dintre administrația publică locală și unele servicii desconcentrate se manifestă. Iată, suntem aici la o pensiune construită de Vlad și Mihai, doi tineri așa foarte dinamici, dar iată că noi am discutat problemele pe care le întâmpină, ei vor să extindă această pensiune și pe plajă și acolo sunt foarte multe probleme administrative cu administrația publică locală, cu apele Moldovei, inspecția mediului, poliția și așa mai departe. În plus am discutat și necesitățile care sunt
absolut necesare de s-ați făcut în ceea ce privește infrastructura, în mod special a drumului care să vină către plaje. Și vreau să încurajez toată lumea să beneficiem de aceste oportunități turistice pe care le creează, de exemplu, Vlad cu Mihai, dar și alți agenți economici de aici, din regiune. Mulțumim foarte mult. Tradițional începem întrebări-răspunsuri. Ecaterina, Nord News, te rog. Domnule Recean, observăm atâtea remanieri în ultima perioadă în guvern. De ce este nevoie de atâtea schimbări? De ce miniștrii care vin sunt lăudați, dar totodată sunt nevoiți să-și depună mandatul și să plece? Da, și care ar fi totuși cauza plecării ultimilor trei miniștri? Uitați-vă, noi trebuie să interpretăm că cabinetul de miniștri este un organ viu. Deci noi avem niște obiective foarte clare. Și întotdeauna atunci când simțim că putem să îmbunătățim, dar mai ales în cazul dat este să îmbunătățim dinamica implementării proiectelor, nu este nicio tragedie, se fac schimbările, se mergem înainte, în trei luni revizuim, vedem care este performanța și decidem cum mergem înainte. Trebuie să înțelegem următorul lucru. Noi avem nevoie de rezultate. Acum, orice fotoliu de prim-ministru, ministri și așa mai departe, este foarte fluid. Mergem înainte. Am pus obiectivele, am trasat obiectivele foarte clar, am pus niște timelines, adică niște borne de timp, trebuie să mergem înainte. Traian, de Lumina Nordului. Da, ieri a fost investit în funcție noul Bașcan, asta înseamnă că aveți un nou membru al guvernului și când va depune acesta jurământul? Trebuie să depună jurământul și după asta va fi membru a guvernului. Primarul satului Fundurii Vechi, Rainul Glodeni, a anunțat pentru o postare că antreprenorul care lucra la un proiect de infrastructură în cadrul programului satului european a cesat lucrările din cauza datoriilor acumulate de primărie față de el. Primarul spune că nu a primit banii de la stat, deși au prezentat actele necesare și chiar au făcut mai multe solicitări. Cum comentați dumneavoastră acest lucru? Nu sunt bani în buget pentru că nu este o situație singulară, sunt mai multe astfel de situații. Am comentat anterior acest subiect. În acest an a trebuit să facem față consecințelor crizelor din anii precedenți. Inclusiv cea mai mare criză care am avut-o în anul 22, acolo unde guvernul a trebuit să mobilizeze majoritatea resurselor financiare pentru susținerea păturilor vulnerabile ale societății, dar și celorlalte categorii sociale care nu puteau să-și permită să plătească toate facturile la energie și gaz și electricitate. Iată că în anul ăsta am avut o altă criză în care intervenim. Este vorba despre faptul că a trebuit să alocăm mai multe mijloace financiare și mai rapid, inclusiv în domeniul agricol, pentru ca să oferim subvențiile necesare mai repede decât graficul prestabilit. Evident, aceste lucruri cumva au dus la anumite rețineri în finanțarea programelor publice. Ieri, Ministerul Finanțelor a întreprins ceea ce trebuia să întreprindă conform graficului și au acumulat mijloace bănești în buget. Și iată, aceste zile deja s-au început debursările și în 2-3 zile absolut toate necesitățile de finanțare acumulate vor fi satisfăcute, inclusiv cele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, Toror. Domnule prim-ministru, vă mulțumim. Mulțumim.